cum facem cu speranța asta? Facem cu speranța, pentru că da, intrăm în relații sperând. Speranța este o așteptare în zadar, mai bine aș spune, da? 90% se întâmplă în imaginație, da, în speranță. Și 10% în realitate. Asta este tot secretul într-o relație, să te simți în siguranță cu celălalt. Ne naștem într-o relație, ne rănim într-o relație și ne vindecăm într-o relație. Resemnare sau nemulțumire care vin din speranță. Uh-huh. Speranța asta sigur ne dă. Ce am eu de crescut în așa fel încât să nu mă mai afecteze că celălalt nu face ca mine? Te știu de o viață, exact. Parcă te știu de o viață. Și exact asta este. Nu vezi realitatea, ci vezi că are ceva comun cu părinții tăi. Mă, dar cum de n-am văzut eu asta? Și ceea ce e foarte interesant este că toți cei din jur văd să pot să vorbesc orice cu partenerul sau partenera mea. Cam asta înseamnă siguranță. Marea majoritate a oamenilor, cred că în procent de 99%, intră într-o relație sperând ca celălalt să-i facă fericiți, împliniți, mulțumiți și așa mai departe. Fac și eu un cuplu, să fiu și eu în rând cu lumea. Păi vecina de la 2 are listă, da, și trebuie să te bifeze, da, pe listă. Ești măritată, perfect. Ai toate alea, te da, apreciez. Las că eu mă la mai și tu povestește. Cei care intră într-un dialog imago, când au ieșit din dialog, sunt alți oameni. Oglindirea este primul pas. Deci el mă aude ce am spus și eu mă aud prin gura lui. Trecem la al doilea pas, care înseamnă validare. Prin validare, eu devin conștient că trebuie să îndrept chestia asta. Empatia este al treilea pas și este ingredientul vindecării. 95% dintre cupluri, ei sunt singurătatea în doi. Poți să susții orice război în afara casei, da, atâta timp cât e pace în interiorul casei, nu?